Un fiu pentru care lupta se dă numele mamei, Carol Șoldea. Bună seara, Carol! Bună seara! Bine ai venit! Vorbește la Bine v-am găsit! Haideți să mergem un pic mai încoace, vă rog frumos! Așa. Mai pe centru să vă vadă toată lumea, în toată splendoarea. Ești ca făt frumos, ca un haiduc. Mulțumesc mult! Cine ești din seara asta? Harapal. Eram aproape! În sfârșit, Harapal! A venit Harapal! În sfârșit Harapal. L-am cunoscut! Ai o poveste, mama ta are o poveste de viață impresionantă și ea este motivul pentru care tu ai venit aici, ți-a dat curaj să vii în acest concurs și Bianca ți este alături în această seară. Urmează un moment creat de coreograful Dani Dobre, o petrecere cu prieteni. Ce va ieși? Vedem în câteva momente. Visul lui Carol este de a-și aduce mama înapoi în țară, unde să-i poată oferi viața pe care n-a avut-o, din păcate, niciodată. Multă baftă vă urăm! Succes! Muzică, DJ! Și uite așa s-au căsătorit. Micuțule Will și-am încălecat poșa și v-am spus povestea așa. Bun, ușor, ușor încerc să înțeleg povestea asta. D-abia e povestea cu un crai și niște nebunatici care se destrăbăleasă acolo la mănâncă, bea și de asta, nu? Nu e chiar așa, mai nu e chiar așa, bine. Adică dar există romantism în povestea noastră. Nu e romantism chiar așa. Am văzut. Așa e la Bogotești, la tine. Văzut. A fost, mă rog, tu dă o notă pentru originalitate. Originalitate. Da, originalitate. Eu zic în felul următor. Să alegi salsa pentru a face povestea asta este original. Iar să o execuți ca lumea, iarăși este foarte bine. Avem o mică problemă. De data asta, Carol a executat foarte bine salsa, însă partenera lui nu. Bianca, ce ne facem? Nu a fost rău deloc. Adică n-a fost atât de rău, vreau să zic. A fost
slab, se putea mai bine, însă măcar ai încercat să menții ritmul și măcar ai dansat mai mult decât au dansat celelalte fete care au venit pe ring de dans și au preferat să stea pe scaun. Voi aprecia și voi valora lucrul acesta și cred că este o notă destul de mare pentru ceea ce a fost în seara asta. Nota 8. Beatrice. Ca spectacol a fost un moment foarte bine jucat, foarte bine gândit. Carol, dansezi foarte bine. Bianca, nu mă așteptam chiar să te poți adapta unui stil de dans foarte complicat pentru tine care ne-ai dansat până acum. Te descurci mai bine decât credeam. 8,5. 8,5. Mihai, tu știai că Harapal poate dansa salsa? Trebuie să recunosc că atunci când a intrat Carol am fost de dreptul încântat. Mi-a adus zâmbetul pe buze. Am văzut în sfârșit, zic, ok, primul băiat care dansează în seara asta, e bine. Problema este că asta s-a întâmplat, impresia asta bună am avut-o până în momentul în care au început să danseze împreună. Pentru că, din păcate, Bianca a fost în afara ritmului. Asta a fost problema. Deci nu dansăm bine sau mai puțin bine. În momentul în care ai dansat mișcarea de bază acolo în spate, a fost vizibil. Erai invers față de toți dansatorii de lângă tine. Și, în general, pe tot parcursul dansului ai avut probleme cu ritmul. E un dans dificil. Carol aproape bine, mi s-a părut că se străduiește prea mult să te facă pe tine să dansezi, înțelegi? Pentru că în momentul în care dansa singur era super ok, când ați început împreună, încerca să te țină pe tine pe ritm și uita că are și el de dansat, ceea ce a scăzut nivelul perechii. Nota mea pentru voi este 6,5. 6,5. Emilia Popescu. Pentru mine Bianca este o surpriză, chiar dacă într-adevăr a avut acele scăpări de ritm, e totuși un dans foarte greu. Carol, ești foarte talentat și sunt sigură că cu timpul, indiferent de cât de grele vor fi dansurile, Bianca va reuși să se țină după tine și să căpătați omogenitate, ceea ce trebuie ca să deveniți o pereche expresivă. Nota mea este 8. Nota 8. Edi Stancu. Ce pot să zic? Daniel a fost foarte bine inspirat să facă salsa atunci că pe de o parte s-a folosit de talentul tău, iar pe de altă parte a ținut-o pe Bianca tot timpul numai în prize, astfel încât mâinile tale era manevrabilă, știi? A încercat să mascheze problemele cu ritmul. Ce pot să zic? Te felicit pe tine, Carol, pentru că nu ai strălucit atât de tare încât să o faci pe ea să arate mai rău. Ai găsit o cale de mijloc și eu cred că voi trei, împreună cu coregraful, ați făcut o echipă bună. Ce pot să mai zic? Aș vrea să mai adaug faptul că pentru evoluție mai puțin, pentru coregrafie mai mult. Ce pot să zic? Nota voastră este 7. Nota 7, eu cred, Edi, că tu ai să votezi această evoluție de săptămâna viitoare începând, pentru că atunci vom vedea dacă există o evoluție sau nu. Eu știu evoluția lor, fiindcă am stat cu ei în... O secundă. Eu știu evoluția lor, fiindcă îi știu cum au venit, îi știu că stau în fiecare pentru... zi cu ei la sală. Evident. Și știu cum au venit și cum au ajuns. Publicul larg. Publicul nu știe, publicul îi vede pentru prima oară. Tocmai de asta judec eu evoluția, fiindcă stau cu ei tot timpul. Deci în a doua săptămână vom vedea clar notele tale, cum se vor reflecta în evoluția lor. Mulțumim frumos! Iar eu îi propun micuțului Will să dea o mică pauză de publicitate.